Vă salut și bine ne-am regăsit la un nou video. Vremea a început să se încălzească și în sfârșit a venit timpul să mă ocup și de gazon. Am să vă prezint lucrările pe care le fac eu primăvara pentru întreținerea gazonului. Peste iarnă și nu numai, o parte din gazon începe să moară datorită condițiilor nefavorabile, să zicem așa. Ca și operațiuni, în primul rând vom face o tundere. După tundere, după ce am uniformizat, o să fac o scarificare. Să vă arăt de ce fac această scarificare. După cum se poate observa, nu se mai vede pământul de această materie organică moartă, aceste resturi vegetale, frunze uscate. Gazonul la bază începe să moară, e oarecum normal ca frunzele bazale să se usuce, să se ofilească. Ideea e că acestea se degradează destul de dificil, destul de greu. Până ele se degradează, stratul devine destul de compact, exact cum îl ține un mână. Și acest strat de materie organică nu permite apei să ajungă foarte ușor în pământ. Odată cu apa, nu lasă nici fertilizanții pe care noi îi aplicăm și în plus și oxigenul ajunge mai greu la rădăcinile plantelor în pământ. Tot pe timpul iernii, de exemplu, în zonele umbroase, în care apa, pământul, de fapt, a fost cam tot timpul umed, arată așa. Pământul a început să se compacteze. Odată nu mai respiră, nu mai permite drenajul apei cum trebuie și gazonul s-a rărit foarte mult. Aici era, anul trecut era covor, era frumos. Așa că voi scarifica, voi tunde, voi scarifica, voi aera, supra-însămânța și ulterior am să, ultima operațiune este de fertilizare. Am să trec rapid prin fiecare operațiune, vreau să fie un video destul de scurt, dar să vă arăt fiecare chestie pe care eu o fac și cum o fac. Haideți să vedem! După tundere, următoarea etapă este scarificarea. Acesta este scarificatorul meu, scarificator electric. Cum funcționează? Are acest ax cu ghearele acestea, nu știu cum se numesc. Se învârte, ghearele acestea intră în profunzime și cum se rotește, scoate la suprafață toată iarba moartă. Se poate și regla, se reglează roțile și astfel se poate regla pe înălțime, să intre mai adânc în sol sau mai la suprafață. Vă regla undeva la 1 cm adâncime, nici terenul nu este foarte, foarte drept și la 1 cm zic că e ok, nici să intre prea mult să taie rădăcinile plantelor, dar nici să fie prea superficial. Haideți să vedem. Am terminat prima tură de scarificare, prima tură, adică am mers în lateral, în lat și voi merge ulterior în lung. Doar că înainte să vin și în lung, vreau să strâng aceste resturi vegetale. Am strâns ceva, și iarbă verde, și iarbă uscată, așa trebuie să iasă. Pentru a strânge aceste resturi uscate, voi folosi mașina de tuns. Nu sunt exagerat de multe, o să mă iasă și când vin în tura a doua, dar nu vreau să dau la grebă, îmi ușurez munca și voi trece cu mașina de tuns să le colectez.
La scarificator nu am folosit sacul colector, doar ce se umple prea repede și va trebui să tot stau să-l golesc, să-l umplu, să-l... Așa mașina de tuns le și toacă, le mărunțește și practic intră mai multe în sac. După ce am scarificat și a doua tură și în lung, adun cu grebla resturile vegetale, după care mai dau o tură cu mașina de tuns pentru a lua și ultimele bucățele rămase. Am reușit să strâng toate resturile vegetale uscate, ceea ce am scos cu scarificatorul. Acum, următoarea etapă o reprezintă aerarea gazonului. Aici am un aerator făcut de mine. Practic este un tub de PVC care are o țeavă pe interior în care am turnat beton. În tubul de PVC înainte să torn beton, am băgat niște cuie din interior spre exterior. Am turnat beton, cuiele sunt bine prinse pe poziție, după care i-am făcut un mâner. Și eu când îl trag sau îl împing, cuiele vor intra în interiorul solului, ceea ce reprezintă aerarea. De ce este necesară aerarea? La fel ca și scarificarea, sau poate chiar mai importantă este aerarea, deoarece aceste găuri în sol permit aerului să intre în pământ. Nu uităm că în sol sunt bacterii aerobe care degradează resturile vegetale și cu ajutorul lor plantele își extrag nutrienții mai ușor. Odată aerarea lui, oxigenul, plus un drenaj mult mai bun. Dacă apa ajunge mult mai ușor în profunzime, în profunzimea solului, la rădăcinile gazonului, avem o irigare mult mai facilă și plus în cazul în care plouă foarte mult, apa nu va bălti. Atât scarificarea cât și aerarea se poate face de două ori pe an, atât toamna cât și primăvara, dar la mine, sincer, din lipsă de timp, le fac doar primăvara. Bun, haideți să vă arăt cum funcționează. Dacă solul este foarte moale, doar dacă îl trag, va intra singur. La mine solul este destul de compactat în momentul de față și va trebui să-l împing. Nu este atât de ușor ca și trasul, dar așa funcționează. După cum se pot observa, rămân niște găurele. Practic, cuiele intră în pământ și lasă niște găuri în urma lor. Procedeul este foarte simplu, doar că necesită timp. Următoarea etapă este aplicarea de sămânță, supraînsămânțarea. Dacă alegem să aplicăm sămânța manual, va trebui să o aplicăm din două direcții. Exact cum am făcut scarificarea, odată în lung și odată în lat, așa vom face și aplicarea sămânței de gazon. Vom aplica așa și ulterior vom aplica așa, perpendicular pe ce am aplicat prima dată. Nu trebuie să facem să fie totul alb de sămânță. Câteva sămânțe sunt suficiente pentru a genera noi plantuțe. La urmă urmei este o supraînsămânțare, nu reluăm procedeul de la zero cu startul gazonului. Și așa voi face până voi umple toate golurile, după care voi aplica fertilizarea. Există diferite sortimente de îngrășământ speciale pentru gazon, sau nu neapărat. Eu folosesc MPK, tipul 15, MPK adică azot, fosfor, potasiu, cam 2-3 kg la 100 de metri pătrați.
Nu, stau să cântăresc, așa, după ochi. La fel ca în cazul supraînsămânțării, dacă se aplică manual, cum aplic eu, cum aplica granulele, o dată așa, o dată așa, adică perpendicular, a doua oară perpendicular față de ce am aplicat prima oară, pentru o distribuție cât mai uniformă a granulelor. Am terminat de împrăștiat îngrășămintele. La fel cum vă spuneam și la supraînsămânțare, nu trebuie să devină un covor alb, nici de sămânță, nici de îngrășământ. Cam așa arată distribuția îngrășămintelor. Pentru o treabă și mai de calitate, se poate pune un strat de nisip sau de pământ peste, se poate împrăștia, se poate nivela. Ideal ar fi de nisip, pentru că nisipul e mult mai ușor de întins și plus că mai acoperă din denivelările care apar în timp. Totodată, astupând și sămânța pe care noi am pus-o anterior, fie mult mai ușor să păstreze umiditatea și să germineze. Ultima etapă va fi să ud foarte, foarte, foarte bine. Să încerc să ud și dimineața și seara, timp de câteva zile, pentru ca sămânța să germineze, îngrășământul să se dizolve și să ajungă ușor la rădăcină. Și cam în 2 săptămâni ar trebui să fie, să arate impecabil, să fie ceea ce trebuie. Sper că acest video v-a fost de folos. E destul de simplu, doar că necesită timp, ca de altfel toate lucrările. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare, numai bine!